și domnilor, e sâmbătă după amiaza. Știu, e frumos afară, au înflorit grădinile, grădinile, cerul ca oglinda, prin livesc colindele și am în colinda. Nimic nu știi, nu? Nicio. Dar place această cămășuță. Nu, că am o cămășuță din asta de plajă, gen, ai, când n-ai ce să faci, repede, ai luat-o, ai pus, am și fluturași pe spate, ai luat repede, te-ai îmbrăcat cu ceva de Doamne ajută, mai un picior gol, mai da, un pantof. Mai un pantof, mai un de-asta, știți? Dar nu eu sunt importantă, că eu vin repede, fac intro și mă duc la pupitru meu. Ei sunt importanți, cei care urmează să... Dar de ce dați, mă... Dar ziceți-mă să mă dezgolesc așa. Nu, mai, deci gata, sunt într-o cămașă relaxată pe asta, pe să fim și noi zen, să fim și noi neîncorsetați, pe geagichi, pe plajă, pe mare, pe nisip. Deci pui ceva repede pe tine, pui un pantof cu toc să pară că ești așa mai pe elegant, îți faci o buclă, un ruj și ai venit la emisiune. Stați puțin că nu despre mine e vorba. Eu vreau ca emisiunea asta să fie relaxantă pentru toată lumea și să nu ne simțim așa super încorsetați. Trebuie să ne simțim ca într-o sufragerie în care aduni mulți prieteni sâmbăta după amiaza, în care mai stai la o glumă, la o ceacă, la un suc, la o măslină, la ciofi. Un stix. Mai afli una alta despre oamenii celebri pe care nu i-ai mai văzut de multă vreme sau